di Abel. Proiectul inițiat de Federația Asociațiilor Diabeticilor din România, împreună cu cei de la Servicii de Prevenție și Consiliere, au reușit să obțină acest proiect, a cărei beneficiar este una dintre asociații, este Fundația Speranța Diabeticilor, membră a FADR, și Asociația Suitele în Constanța. O să vă rog să vă uitați la materialul prezentat, raportul prezentat de Cristian Natriciu, care este managerul proiectului, și asistent Marilena Coman. Scuze că am lapsus. Să știți că sunt diabetică de 48 de ani și mai am câte un lapsus. Și... te rog, Cristi, să... Da, anul trecut am aflat cu bucurie că unul din proiectele depuse la spre a fi finanțat din fondurile elvețiene a fost aprobat și i-am dat drumul. De ce ne-am concentrat sau de ce am vrut să facem acest proiect? Incidența în creștere a persoanelor cu diabet, un raport de anul trecut, sau de acum 2 ani, de fapt, a Casei Naționale spunea că în parcurs de 10 ani, numărul persoanelor înregistrate sau tratate pentru diabet s-a dublat, ceea ce este îngrijorător, pentru că niciuna din datele organizațiilor internaționale nu au o astfel de cifră de creștere. La noi, creșterea poate să fie din două motive. În principiu, poate să fie faptul că am descoperit mai multe persoane cu diabet sau, pur și simplu, că s-au îmbolnăvit mai multe persoane cu diabet. În același timp, un studiu finalizat în 2014 scotea în evidență faptul că probabil există încă 1 milion de persoane în care detectate cu diabet. Deci numărul celor registrați, cunoscuți, la momentul acesta ministerul spune că ar fi aproape 1 milion de persoane. Numărul real al celor afectați de diabet ar fi măcar dublu. Nu discutăm despre situația medicilor, despre situația medicinei. Din păcate, din 2008 încoace, ceea ce a fost câștigat prin activitatea medicilor și pacienților, asociațiilor și federațiilor de specialitate în folosul diabetului, a tot pierdut în această perioadă din 2008. Și, normal, cea mai afectată zonă, cea mai afectată strata populației este în zona rurală. Pe de o parte, din cauza lipsei de informare, acces scăzut la servicii medicale, acces scăzut la medicamente și dispozitive medicale. Știm că responsabilitatea care este pusă în spatele medicului de familie este din ce în ce mai mare. Așa cum știți și dumneavoastră, medicul de familie, special la țară, la sat, răspunde de la naștere până la ultima suflare de persoanele din parohia unui, ca să spunem așa. Și trebuie să fie specialist în toate bolile, în toate afecțiunile, în toate accidentele, în toate situațiile, mai mult sau mai puțin produse din viața unui. Poate să fie naștere, și atunci este o chestie de bucurie. Și medicul de familie trebuie să știe și la partea asta. Povestea este că, având responsabilitatea de a administra persoane cu diabet tip 2 și de a face primul screening, prima filtrare a persoanelor care sunt la risc sau au eventual diabet fără ca să știe, medicul de familie are o mare responsabilitate
în această zonă, numai că nu i s-au oferit și instrumentele necesare. Dacă mai țineți minte, cu ceva vreme în urmă, mai vedeați pe la cabinetele medicale afișe informative de un fel sau altul despre diverse afecțiuni care puteau să ne atingă pe fiecare. Formulare de evaluare a riscului, iarăși care filtrează din populația generală pe cei care au un risc mai ridicat și nu trebuie să testez pe toată lumea și mă uit numai la cei care au un risc ridicat de a dezvolta diabet. Așa cum am spus, ne-am uitat către două organizații, obiectivele proiectului fiind ca la sfârșitul proiectului cele două organizații să poată desfășura astfel de programe, nu numai în zona lor de confort, care este în general orașul de reședință, dar și în afara zonei de confort. În cazul asociației din Constanța, este o asociație de tineri, deci preponderent cu membrii din cu afectați de diabet de tip 1, au avut șansa să discute și să consilieze, să testeze persoane cu diabet de tip 2 și să vadă ce se poate întâmpla cu aceeași afecțiune, diabetul, și în cazul unor persoane mature sau vârstnice. De asemenea, am încercat să implicăm comunitățile locale în sprijinirea persoanelor în vârstă sau aflate într-o situație delicată din vari motive. Am avut, spre bucuria noastră, un răspuns foarte bun din zonele în care fundația, de exemplu, a făcut intervenția. Au fost alese comunele Mihai Viteazu, Turen și Timișoara și am avut de la o parte din medici o participare foarte activă, de la voluntari din cadrul comunităților participare, interes și inițiativă, ca să spunem așa. Din partea primărilor, iarăși, a existat o deschidere și o colaborare foarte bună, ceea ce m-a bucurat că există. De asemenea, către sfârșitul proiectului, am avut și o inițiativă din partea unei dintre voluntarii fundației, care a spus, domnule, uite, putem să facem un exercițiu de fitness cu persoanele care eventual se află la risc de a dezvolta diabet, ca să mai scadă din greutate, să vadă cum se poate trăi într-o modalitate mai sănătoasă. Și au pornit în două comune, Mihai Viteazu și în Timișoara, un program de fitness pentru cei care și-au dat acceptul să vină la aceste sesiuni. Hai să pomenim beneficiarii proiectului, începând cu cele două asociații și până la inclusiv autoritățile locale, cu care fundația a intrat în contact și a negociat intervenția în cadrul comunității. Și este, spunem noi, sau sper, un câștig și pentru autorități și pentru fundație, pentru că lumea află ieri, eram la Constanța și un profesor de la una din școlile în care s-a intervenit, a zis, domne, habar n-aveam că copiii pot să facă diabet. Și zic, domne, măcar am câștigat ceva. Era doamna directoare care a văzut o foaie de instrucțiuni în caz de urgență. Dacă are un copil cu diabet și face copilul glicemie, trebuie să știi ce să faci cu el. Dar nefiind o chestie curentă pentru, chiar pentru părinții copilului, te sperii, mai ales că nu e al tău, ce să faci? Nu mă ating de el și aștept să vină salvarea. Salvarea vine peste jumătate de ceas și la sărăcuțul nu mai e de picioarele din spate. Trebuie să știi ce să faci în primele secunde, în primele minute. Și am oferit o astfel un formular a 4 în care spune, domne, dacă vezi că face cu tare, cu tare, cu tare, fă cu tare, fă cu tare, fă cu tare, dă telefon acolo, sună acolo, vorbește cu asta. Adică chestiile etapizate în așa fel încât să oferim copilului
ajutorul de care are nevoie în timpul util și în același timp să-i dăm profesorului siguranța că poate cât de cât controla situația. Ca altfel, ca orice lucru necunoscut, spune, domnule, nu știu cum mă bag cu, nu mă ating mâna meu, chestii de genul ăsta, ce e o reacție normală. Dar este o reacție normală în momentul în care nu știi despre ce să fie. Dacă îmi permiți, mai ales că în ziua de astăzi există grădinițe, există școli, avem foarte multe sesizări în cadrul FADR, unde nu sunt primiți copiii cu diabet, tocmai pentru că le este teamă și nu știu ce trebuie să fac. Și atunci... Exact. Și vreau zis că putem oferi instrumentele și profesorilor și cadrelor medicale în așa fel încât să fie mai sigur de intervențiile deșilor. Pentru administrarea proiectului, fiind vorba de două localități la distanță destul de mare, a fost o echipă la București, aproape de finanțator, colega mea Marilena Coman și cu mine am avut un birou, inclusiv cu un contabil dedicat pentru activitatea asta, am mai avut de asemenea o asistentă medicală specializată în diabet și un medic de medicină generală, care să aibă un dialog profesional cu partenerii noștri din teritoriu și care au pregătit materiale speciale pentru medici și pentru asistente această intervenție. Aici sunt o listă de activități pe care le-am avut. Pe de-o parte am dezvoltat o serie de materiale care sunt oferite gratuit tuturor celor care sunt interesați. Începând de la afișe și elemente de vizibilitate care erau oricum obligatorii în cadrul proiectului, broșuri de informare, note explicative pentru anumite situații, cum ar fi hemoglobina nitrofilată sau, în general, pentru cadrele medicale, o definire corectă a diabetului, a modului de diagnosticare și modalitățile de tratament. Voluntarii noștri nu au avut posibilitatea de a se pregăti, de a fi instruiți perfect, corect. Instruirile care s-au făcut, s-au făcut la nivel de birou, pentru că eu sunt și la cel expert și alte chestii și atunci le-am făcut doar împreună. Acum ne-am putut bucura în cadrul acestui proiect și au întărit și ei cunoștințele și au văzut că nu au făcut ceea ce au făcut până acum rău, au făcut bine. S-au mobilizat foarte mult și am reușit să testăm foarte multe persoane. În cadrul acestor campanii am avut două cazuri deosebite. Un caz de aproape comă hiperglicemică la 480 de miligrame. Și normal s-a luat intervenția salvarea dus om sau am găsit un diabet gestațional, care este foarte important să fie depistat în timp și luate măsurile de rigoare. Persoana care nu știa și nici medicul de familie nu i-a recomandat. Noi ne-am bucurat foarte mult, în special, de colaborarea domnilor primar pentru asigurarea spațiilor de desfășurare, punerea la dispoziția sălilor, condiții de căldură, lumină și așa mai departe. Și, da, după posibilitățile, da. Iar cabinetele medicale s-au implicat foarte mult, dar cel mai mult s-a implicat cabinetul medical din Tureni, prin doamna doctor Chiș, care a reușit să ajungă și care și-a dat toată silința să comunice pentru inclusiv acel material de... Voluntarii noștri ar trebui să își pună și eu un pic din părerile lor, dacă vor, dacă vreți să-i ascultați, despre această campanie. Ia, uite, avem voluntar din cadrul Fundației Henry Coandă. Să-i lăsăm pe ei, fiind în an terminal de asistent medical, să vedem ce... Da. Campania a fost una prolifică, atât pentru noi cât și pentru populația țintă. În cadrul acestei campanii am reușit să reîmprospătăm informațiile acumulate atât în școală, să dobândim noi informații atât despre diabet, cât și despre incidența acestuia, care spre surprinderea noastră
A fost una destul de mare, mai mare decât ne așteptam. În principiu, am rămas plăcuți, impresionați de modul în care am reușit să formăm o echipă și o echipă chiar foarte eficientă și așteptăm cu nerăbdare eventualele viitoare proiecte.